Domnilor, domnilor, domnișoarelor, stimați și dragi clienți și prieteni, un alt aspect pe care vreau să-l abordez față de dumneavoastră în ceea ce privește prezentarea cabinetului nostru, reprezintă situația mai puțin plăcută când unul dintre justițiabili este parte într-un dosar penal. Sigur că poate să fie parte, dacă se poate spune, fără impact foarte grav din punct de vedere social în calitate de parte vătămată sau parte civilă. În cazul ăsta nu sunt așa probleme foarte mari, dar este bine și în situația asta să consultați un avocat care să poată să aprecieze daunele care vi s-au pricinuit, daunele atât materiale cât și cele morale, să poată să aprecieze suma pe care ați putea să o solicitați. După opinia voastră, e posibil că această sumă să fie exagerată sau să fie foarte mică. Și atunci un avocat este în măsură să spună nu, domnule, pentru ce s-a întâmplat în situația respectivă, accidentul pe care l-ai suferit, pentru vătămarea care ai suferit-o în cazul în care ai fost agresat de anumite persoane, poți să ceri suma respectivă X. E adevărat că de foarte multe ori avocații cunosc practica judiciară și cunosc practica instanțelor în acordarea daunelor materiale, daunelor morale. Din acest punct de vedere este absolut necesară Consult, consultarea unui avocat care să și formuleze cererea respectivă de constituire parte civilă. Nu vă bazați foarte mult pe ceea ce se consemnează la organele de urmărire penală. Pot fi situații în care se consemnează lucruri trunchiate, pot fi situații în care se consemnează lucruri care nu reflectă întotdeauna situația de fapt care s-a petrecut. Este bine să aveți un avocat lângă voi care nu lasă loc nici la a vă putea influența într-un fel sau alt organul de cercetare penală. Un alt aspect o reprezintă situația în care ați fi implicat în calitate de suspect, învinuit, inculpat. Situația este puțin delicată. Categoric, din punctul meu de vedere, orice persoană în această situație trebuie să fie asistată de un avocat. Sigur că statul urmărește și ocrotește cetățenii și condamnă raportul juridic de drept penal prin care o persoană a adus atingere unor valori sociale, viața, libertatea unei persoane, integritatea fizică, categoric. În situația în care sunteți învinuit, în care sunteți vinovat sau nu sunteți vinovat, nu vă bazați pe faptul că, domnule, eu n-am făcut nimic, n-am nicio vină, mă duc cu fruntea sus, cu inima deschisă și arăt că nu sunt vinovat. Din păcate, din păcate, în practica pe care am avut-o, sunt situații în care partea cealaltă din procesul penal, partea vătămată, are un interes, din păcate, nu, nu foarte ortodox, de a face dovada că voi sunteți vinovați și nu el, sau nu coinculpatul, sau nu uh, celălalt suspect în cauză. Toți în care din prima declarație, poate și din a doua, care o dați în fața organelor României penale, nu vă dați seama de acest lucru. Sigur că un avocat cu experiență își dă seama. Și la momentul în care dați declarație, este bine să aveți un avocat alături de voi ca acea declarație, în primul și în primul rând, să nu vă autoincrimineze. Să nu spuneți niște lucruri care să vă fie în defavoarea voastră sau, mai mult decât atât, mai grav, să incrimineze alte persoane pe care n-ați vrea să le incriminați, dar cu naivitate declarați anumite lucruri de care nu vă dați seama și incriminați pe alte persoane, care sunt și ele martori sau co-inculpați. Din acest punct de vedere, aveți dreptul la un avocat, avocatul care, bineînțeles, știe care e dreptul să studieze dosarul, știe care e dreptul să facă copii după declarațiile din, din, dosar, știe care e dreptul să ceară probe, confruntări, acte, expertize, etc. Nu mergeți distinși și stimați clienți. Nu mergeți pe ideea, domnule, dreptatea este de partea mea, eu mă duc cu inima deschisă, n-am făcut nimic și pe mine o să mă apere procurorul, polițistul. Așa ar trebui să fie, așa ar trebui să fie. Probele în dosarele penale se fac atât în favoarea inculpatului, cât și în defavoarea lui. Se strâng probe și pentru a face dovada vinovăției, dar din fericire trebuie să se strângă probe și a face dovada nevinovăției lui. Din păcate, organele de urmărire penală uită puțin acest aspect și de regulă adună probe mai mult în defavoarea inculpatului. Din acest punct de vedere este bine să fiți asistat de un avocat care cunoaște legislația, este alături de, de dumneavoastră și, bineînțeles, nu lasă loc la o posibilă influențare a dumneavoastră de către celelalte părți din dosarul penal, eventual, de ce nu, poate chiar și de către organul de, de, de urmărire penală. Din acest punct de vedere, consultați și mergeți împreună cu un avocat.